Intervenția echipei de medici din capitală în frunte cu doctorul Radu Zamfir a durat mai bine de 3 ore. Femeia de 63 de ani a fost declarată în moarte cerebrală, iar familia a fost de acord să-i doneze organele. Rinichii vor salva vieți în Cluj, iar ficatul va ajunge în București. Echipa doctorului Radu Zamfir, care a venit pentru o prelevare de organe, este vorba de o pacientă în vârstă de 63 de ani, care a suferit un accident vascular cerebral. Pentru prelevare s-au dat drept bun rinichii și ficatul. Din fericire, hai să-i spunem așa, Spitalul Județean din Baia Mare are o rată foarte înaltă a prelevărilor de organe. Suntem la a 14-a în acest an și la 18 declarări de morți cerebrale. Iar dacă spitalul din Baia Mare nu are încă resurse pentru realizarea operațiilor de transplant de organe, în schimb, în scurt timp, aici se vor preleva celule stem. Pregătim terenul pentru prelevare și transplant de celule stem. Prelevare în prima fază și apoi transplant pe care să le putem face la Baia Mare. Deci asta este de perspectivă și un pic mai aproape de adevăr. Transplantul de organe nu cred deocamdată. La capitolul prelevări de organe, spitalul din Baia Mare l-a depășit pe cel din Oradea. În 2 ani de zile, aici s-au dat mai bine de 50 de semnături pe viață și pe moarte, însă numărul vieților salvate este mult mai mare. În majoritatea cazurilor, ficatul și rinichii maramureșenilor intrați în moarte cerebrală au dat o șansă la viață altor oameni suferinți. Medicii spitalului se așteaptă ca numărul prelevărilor să crească odată cu acordul de donare, care poate fi trecut pe cardul de sănătate.